Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Pompierii de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu izbucnit la o casă în localitatea Cetățeni, pe strada Dealului, numărul 19. La locul evenimentului au intervenit pompierii cu o auto specială cu apă și spumă, o auto specială de primă intervenție și comandă și un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor, focul ardea generalizat la întreaga locuință, cu posibilitatea de propagare la anexele și locuințele învecinate. A ars casa construită din bolțari cu acoperișul din lemn pe o suprafață de aproximativ 45 de metri pătrați. Sursa probabilă de aprindere a fost un coș de fum deteriorat care cel mai probabil a aprins acoperișul. Fundația Conservation Carpatia lansează programul Afaceri Verzi pentru antreprenorii și viitorii antreprenori din zona de sud a Munților Făgăraș. Antreprenorii care își propun dezvoltarea unor afaceri bazate pe natură și care pot contribui la conservarea resurselor naturale din zonă pot primi consultanță și asistență tehnică în alegerea surselor de finanțare a afacerilor. Sunt vizate într-un prim proiect localitățile Lerești, Rucăr și Valea Mare. De curând, Fundația Conservation Carpatia a lansat programul Afaceri Verzi pentru antreprenorii și viitorii antreprenori din zona de sud a Munților Făgăraș. Prin acest program, antreprenorii care își propun dezvoltarea unor afaceri bazate pe natură și care pot contribui la conservarea resurselor naturale din zonă pot beneficia de consultanță și informații pentru susținerea afacerilor. Este pentru prima oară când Fundația Conservation Carpatia lansează acest tip de program în sudul Munților Făgăraș. Este o inițiativă prin care ne adresăm oamenilor cu inițiativă, persoane care au deja afaceri sau vor să înființeze o afacere care este prietenoasă cu mediul, dar și cu resursele naturale. Zona pentru care ne adresăm cu acest program se adresează acelor comunități, localități care sunt chiar la poalele Munților Făgăraș, în partea de sud a Munților Făgăraș, cum ar fi Lerești, Nucșoara, Rucăr. Dacă vă uitați pe hartă, o să vedeți exact toate localitățile la care ne raportăm noi prin această inițiativă. Inițiativa își dorește să creeze un context complex de consultanță și de asistență tehnică pentru persoanele de care v-am vorbit mai devreme. Adică să poată veni către noi cu ideile lor de afaceri, care sunt bazate pe natură și pe resursele naturale, și să găsim împreună acele modalități optime de dezvoltare acestor tipuri de afaceri. Poate vă gândiți sau puteți să ne întrebați ce tipuri de afaceri se pot sau idei de afaceri se pot înscrie în acest program. Vorbim de acele activități cum ar fi activități legate de turism, ecoturism, activități recreative în natură sau alte tipuri de activități productive care procesează materie primă de proveniență de la animale sau alte resurse naturale regenerabile. De exemplu și un atelier de tâmplărie, dacă vă gândiți. Ceea ce dorim cu această inițiativă este să creăm această comunitate de întreprinzători din sudul Munților Făgăraș care gândesc în mod responsabil dezvoltarea afacerilor legate de natura și de Munții Făgăraș. Programul nu oferă finanțare. Procesul de consultanță și asistență tehnică va fi adaptat pe baza nevoilor specifice de dezvoltare a afacerilor și va fi oferit de reprezentanții Fundației Conservation Carpatia cu sprijinul partenerului Conservation Capital din Marea Britanie. Programul se desfășoară conform următoarelor etape. Înscriere prin completarea unui formular online în perioada 29 septembrie-9 octombrie 2020. Contactarea firmelor înscrise și identificarea nevoilor de dezvoltare în perioada 10 octombrie-10 noiembrie. Organizarea primei întâlniri cu cei înscriși în program în a doua parte a lunii noiembrie. Consultanță și asistență tehnică în perioada noiembrie 2020-martie 2021. Programul de afaceri verzi este dezvoltat în cadrul proiectului Crearea unei zone de natură sălbatică în sudul Carpaților, România, și propune dezvoltarea unei economii bazată pe conservare care să combine economia locală, dezvoltarea și crearea de locuri de muncă cu obiective de conservare a naturii din Munții Făgăraș pe termen lung. Ziua Mondială a Educației este sărbătorită în fiecare an la 5 octombrie, începând din anul 1994.
a fost desemnată de UNESCO și marchează semnarea în 1966 a recomandării UNESCO și Organizației Internaționale a Muncii privind statutul profesorilor. Această recomandare, alături de cea privind învățământul superior din 1997, constituie principalul cadru de referință pentru abordarea drepturilor și responsabilităților cadrelor didactice la scară globală. Elevii și profesorii vor avea un weekend prelungit pentru că luni, 5 octombrie, nu se fac cursuri. Potrivit contractului colectiv de muncă pentru învățământul preuniversitar, ziua de 5 octombrie, în care se sărbătorește Ziua Mondială a Educației, este zi nelucrătoare. Până la sfârșitul acestui an, elevii vor putea beneficia de următoarele zile libere. 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei. 1 decembrie, Ziua Națională a României, 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește o expoziție de carte dedicată celui care a scris nemuritoarea povestire Fefeleaga. Cărți, povestiri despre autor și scrisori în facsimil, toate le veți găsi pentru a vă informa în spațiul de expunere al bibliotecii. Cei 138 de ani de la nașterea lui Iona Gârbiceanu sunt sărbătoriți în cadrul Bibliotecii Municipale Ion Barbu din Câmpul Lung printr-o mini-expoziție. Cărțile celui care a scris nemuritoarea povestire Fefeleaga sunt expuse în vitrină, iar câteva fotografii și scrisori în facsimil ne amintesc de cel care a dat viață povestirilor atât pentru copii, cât și pentru marile nuvele care au rezistat până astăzi ca Faraoni, Jandarmul, Pascalierul sau Popanan. În această săptămână, expoziția din cadrul Bibliotecii Municipale Câmpul Lung este dedicată împlinirea 138 de ani de la nașterea povestitorului Iona Gârbiceanu, născut pe 12 septembrie 1882 la Cenat de lângă Blaj. Este unul dintre scriitorii prolifici ai literaturii române. A urmat studiile gimnaziale la Blaj, iar apoi s-a înscris la Universitatea Teologică din Budapesta. După absolvirea acesteia, a început să publice primele schițe în care se va forma viitoarea povestire Fefeleaga în periodice precum Luceafărul și Viața Românească. Activitatea sa, cea mai remarcabilă, s-a manifestat în perioada 1912-1915, când a publicat romanele Legea Trupului, Arhanghelie și Legea Minții, care au rămas în istoria literaturii române. De asemenea, activitatea sa a continuat cu colaborări la periodicele cunoscute ale vremii, a condus și periodice precum Transilvania și Piatra din Cluj. Activitatea sa a fost premiată prin Premiul Național pentru Literatură în 1927, iar cunoscuta scriere File din Cartea Naturii a publicat-o în 1959, care a rămas și în prezent un element de referință pentru elevii de școala generală. Iona Gârbiceanu rămâne unul dintre scriitorii prolifici ai literaturii române, a murit pe 28 mai 1963 la Cluj, fiind premiat chiar și de către stat pentru întreaga sa activitate literară când a împlinit vârsta de 80 de ani în 1962. Iona Gârbiceanu a fost un scriitor exemplar, membru al Academiei Române, dar și un mare sfătuitor și gânditor, de la care breasla scriitorilor a avut ce învăța. Rodica Neleț este un pictor mușcelean care nu ratează niciodată ocazia de a încânta publicul cu tablourile pe care le pictează cu dragoste și împătimire. Nu există vernisaj de pictură al Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici unde să nu aibă lucrări expuse. În holul complexului comercial Big and Small, mușcelenii și nu numai pot admira timp de o săptămână lucrarea sa Popas la Marea Neagră. Lucrarea săptămânii avem Popas la Marea Neagră. Autorul Rodica Neleț, membru al Cenaclului de Negulici, o pictoriță destul de cunoscută în Câmpul Lung și la nivel național, care a participat foarte strâns cu Cenaclul la activitățile Cenaclului în cadrul taberelor de pictură care le-am realizat, dar și în alte tabere care au fost realizate la nivel național. Așadar, pot să spun despre Rodica Neleț că este un pictor destul de bine cotat și prin faptul că maniera de lucru a ei este o direcție către pictura impresionistă.
Așadar, stilul și modul de lucru este impregnat de către curentul impresionist. Dar ceva important acolo este pentru că și-a format un stil personal. Tușele Rodica Ineleț sunt foarte viguroase, dar și conținând o gamă largă de griuri, contraste cald-rece, simultane, clar, chiar și clar-obscur în unele locuri și, bineînțeles, toată gama de contraste. Popas la malul mării este o lucrare cu dimensiuni 50-70, ulei pe pânză. Știu că această lucrare a fost realizată într-o tabără de pictură la Marea Neagră, așa cum am spus. Așadar, am adus Marea Neagră la Câmpul Lung. Tabloul expus a fost pictat în tabăra de pictură de la Mangalia, organizată de Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România, unde pictorii mușceleni au fost prezenți la fiecare ediție. Handbalistele din Mioveni încep jocurile în Liga Florilor. Primul duel va fi contra echipei Măgura Ciznădie. Federația Română de Handbal a anunțat modul de desfășurare al primei etape din Liga Florilor. Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești va fi gazda turneului în care se va derula această etapă pe parcursul a două zile, 14 și 15 octombrie, cu respectarea unui protocol sanitar strict. Echipa Mioveniului va întâlni la debutul în Liga Florilor CS Măgura Ciznădie. Programul de desfășurare al turneului este următorul. Miercuri 14 octombrie 2020, de la ora 10 și un sfert CS Rapid București, CSM Slatina. De la ora 13, CSM Galați, CS Gloria 2018, Bistrița Năsăud. De la ora 15.45, Handball Club Zalău, CS Minaur, Baia Mare. De la ora 18.30, SCM Gloria Buzău, CSM București. Joi, în data de 15 octombrie 2020. De la ora 10 și un sfert, CS Crișul Chișineu Criș, CSU Cluj-Napoca. De la ora 13, CS Dacia Mioveni 2012, CS Măgura Ciznădie. De la ora 15.45, CS Activ Prahova Ploiești, Handball Club Dunărea Brăila. De la ora 18.30, SCM Craiova, SCM Râmnicu Vâlcea. Meciurile se vor juca fără public în tribune. Fotbalistul argeșean Andrei Blejdea a revenit recent după o operație suferită la meniscul genunchiului, jucând 80 de minute în partida cu Universitatea Craiova și 20 în confruntarea de acum două etape cu FCSB, ambele pierdute de FC Argeș. Blejdea începe ușor-ușor să-și intre în ritm și își dorește să-și câștige un loc de titular în angrenajul echipei pregătită de antrenorul Ionuț Badea. Mijlocașul grupării din Trivale spune că echipa trebuie să joace la potențial maxim pentru a se întoarce cu punct sau puncte de la Sepsi. Un meci greu, o partidă dificilă, jucăm în deplasare, o echipă solidă. Am văzut și etapa trecută, meciul cu cei de la Voluntari au avut puterea să revină de la 1-0 și să câștige meciul în deplasare. O echipă care ne-a demonstrat și anul trecut că e o echipă solidă. Trebuie să suferim, poate pentru un rezultat cât mai bun și să ne întoarcem cu punct sau puncte acasă, cel mai important. În sezonul trecut, Andrei Blejdea a fost golgheterul lui FC Argeș cu cele 12 goluri marcate în cele 25 de partide în care a îmbrăcat tricoul alb-violet. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi tot mai ridicate. În nord, la Nucșoara, se vor înregistra temperaturi de până la 20 de grade Celsius. La Corb și la Domnești avem 23-24 de grade, iar la Câmpul Lung se vor înregistra temperaturi de până la 23 de grade. În sud va fi și mai cald, aici avem temperaturi ce vor varia între 27 și 28 de grade Celsius. Și la Pitești ne bucurăm de prezența soarelui și de temperaturi de până la 27 de grade. Și în județul Dâmbovița avem soare din plin și temperaturi ridicate. În nord, temperaturile se vor încadra între 20 de grade la Râul Alb și 25 de grade la Voinești, iar în sud avem maxime de până la 28 de grade Celsius.
La Târgoviște avem soare, avem și câțiva nori și temperaturi de până la 27 de grade. La noapte cerul va fi în mare parte acoperit de nori la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 8 și 9 grade Celsius. Weekendul vine cu vreme frumoasă la Câmpul Lung, cu soare și temperaturi încadrate între 23 și 24 de grade Celsius. Și prima zi a săptămânii viitoare ne aduce vreme frumoasă cu aceleași temperaturi de până la 24 de grade. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV pentru a urmări emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți vizionare plăcută și un weekend liniștit!